Exodul capitolul 19, de la versetul 1 și până la versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în luna a treia, după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns chiar în ziua aceea în deșertul Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în deșertul Sinai și au întins taberele în deșert. Israel și-a așezat tabăra acolo în fața muntelui. Și Moise s-a urcat la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la mine. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Moise a venit și a chemat pe bătrânii poporului și a pus înaintea lor toate aceste cuvinte pe care le-a poruncit Domnul. Și tot poporul a răspuns și a zis: vom face tot ce a zis Domnul. Și Moise a adus Domnului cuvintele poporului. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru seara aceasta. Te rog, vorbește-ne prin cuvintele acestea. Învață-ne, Doamne, să luăm învățătură. Știm că noi nu suntem poporul Israel, dar ajută-ne prin ce au trecut ei să învățăm, Doamne, și să știm cum să ne comportăm și cum să înțelegem voia Ta și cum să fim o lumină pentru oameni din zilele noastre. În numele Tău m-a rugat. Amin. Ocupați locurile. Așa. Bine. Mă bucur. Hai să vedem. Poate că ar trebui să deschidem din nou și una din hărțile acelea, să ne amintim despre călătoria lor și despre locurile acestea. Am citit și acum despre Refidim, cum au plecat de la Refidim și au ajuns la Sinai. Dacă Amalia nu se găsească una din hărțile acelea, până atunci, haideți să vedem ce am mai învățat în ultimul timp în lecțiile acestea. Am învățat cum Dumnezeu i-a scos cu mână tare pe evrei, i-a scos din Egipt, acolo erau robi, erau sclavi, și i-a dus, sau îi duce către țara Canaanului, dar nu i-a dus pe ruta cea mai scurtă, ci i-a dus prin deșert. Am văzut, spune Biblia, ca să ocolească un război care era acolo, dar pe lângă asta, de ce credeți că Dumnezeu, totuși în deșert, le lipseau multe lucruri, de ce Dumnezeu a ales să-i ducă prin deșert? Nu este un drum plăcut? Ce a vrut Dumnezeu să realizeze? Să învețe să depindă de El. Da. Să învețe să se încreadă în El, să depindă numai de El. În deșert nu mai aveau nimic altceva. Nu puteau să apeleze la nimeni și la nimic altceva. Dumnezeu a vrut să învețe credința prin deșert. Și uneori, în aceste lecții din Vechiul Testament, sunt niște ilustrații pentru noi astăzi și niște imagini. Robia din Egipt este robia păcatului. Deșertul poate fi de multe ori deșertul vieții acesteia. Poate fi perioada de dinainte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de dinainte de a intra în Canaan, locul binecuvântării, să zicem așa, da? Dumnezeu te trece printr-un deșert, Dumnezeu te trece printr-o zonă aridă, Dumnezeu te trece printr-o boală, Dumnezeu te trece printr-o nevoie, printr-o criză, printr-o încercare. Și mulți renunță chiar acolo în deșert. O să vedem, o să ajungem. Mulți au rămas în deșert. Și n-au mai ajuns să guste binecuvântarea. De ce? Pentru că n-au avut credință. N-au avut credință. Dumnezeu vrea să ne învețe să avem credință. Fie că suntem în binecuvântare, fie că suntem în pustie, în deșert sau în încercare, să avem credință. Bun. În timp ce erau ei în deșert, împotriva cui au murmurat? Moise. Au cârtit. Da? Data trecută, dacă ați fost atenți, în repetate rânduri, ei au murmurat. Toată adunarea copiilor lui Israel a murmurat în deșertul acela, împotriva lui Moise și lui Aron. De fiecare dată. N-avem apă, n-avem carne, n-avem pâine, n-avem, mi s-a săturat sufletul de locurile acestea. Și de multe ori, chiar dacă nu rostim cuvinte și noi cârtim în inima noastră, mi s-a săturat sufletul. De ce n-am și eu ca vecinul? De ce nu primești și eu ca ăla? De ce numai asta și asta și asta toată ziua? De ce numai mie asta? Da?
Și chiar dacă nu spunem cu voce tare, Dumnezeu aude și cârtirile inimii noastre și murmurile, suspinele din inima noastră. Ei au cârtit și au murmurat împotriva lui Moise și lui Aaron. Dar de fapt ce le-a spus Moise și Aaron? În capitolul 16, în versetul, hai să vedem, sfârșitul versetului 7, spune Moise la versetul 7, în capitolul 16, pentru că El, Dumnezeu, vă aude murmurile împotriva Domnului, căci ce suntem noi ca să murmurați împotriva noastră? Și din nou în versetul 8, pentru că Domnul vă aude murmurile pe care le rostiți împotriva Lui, căci ce suntem noi? Murmurile voastre sunt împotriva, murmurile voastre nu sunt împotriva noastră, ci împotriva Domnului. De fiecare dată când murmurăm și nu ne convine ceva, de fapt, noi împotriva Domnului ne plângem. Pentru că Domnul este stăpân peste orice. El poate să schimbe oricând o situație de boală, de criză, de încercare, de dușmani. Oricând. Și dacă nu o schimbă și nouă nu ne convine, înseamnă că avem ceva cu El. Avem ceva cu El. Sau nu credem că El este în control. Și asta tot același lucru înseamnă că avem ceva cu El. E bine să învățăm lucrurile acestea. Ori de câte ori murmurăm și cârtim, o facem împotriva Domnului, că nu ne dă altceva sau că nu ne îngăduie alte situații. Nu suntem mulțumiți cu conducerea Lui. Bine, hai să mergem la pasajul pe care l-am citit astăzi, începând din Exodul 19. Ne găsim harta. Unde este arătătorul meu? Da? E bună. Nu. Aia colorat. Așa. Facem mai mare. Așa. Bun. Da? Deci am citit acum. Ei au plecat de aici, de la Refidim. Acolo erau acele două locuri. Cum se numeau? Masa și Meriba, da? Ispită și ceartă. Este o hartă. O altă hartă care le arată acolo, nu contează, și au ajuns aici, în fața muntelui Sinai, în pustiul Sinai. Și aici rămân pentru un an de zile. Aici rămân mult timp, rămân pentru un an de zile. Dar în capitolul 17 am găsit, era locul acela, Masa și Meriba, ispite și ceartă, pentru că ei au ispitit pe Domnul. În capitolul 19, unde am citit, noi în luna a treia după ieșirea lor, au ajuns chiar în ziua aceea în deșertul Sinai. Capitolul 19 și versetul 1. Deșertul Sinai și aici este muntele Sinai, sau mai este cunoscut ca și muntele Horeb. Și aici rămân pentru un an de zile. Bun, hai să ne uităm la material acum. Exodul, partea a doua. După ieșirea din Egipt, închipuiți-vă că acest popor, această mulțime, era o grămadă de oameni, am văzut noi peste 2 milioane de oameni și nu prea aveau nicio organizare. Încercați să vă imaginați ce înseamnă mulțime așa de mare de oameni și nu prea aveau nicio formă de organizare. De fapt, în robie, unde au fost ei în Egipt, era și interzis să fie organizați, adică să aibă ceva conducător peste ei. Erau sclavi, nu aveau voie. Orice organizare putea să ducă într-o revoltă. Și ei nu aveau niciun fel de conducător, niciun fel de organizare. Și în acest moment nu aveau nicio lege proprie după care să se conducă 2 milioane și ceva de oameni. Și nu aveau niciun concept clar al modului de viață pe care îl cerea Dumnezeu. Ei ajung să se închine înaintea unui vițel de aur. Moise nu coboară de pe munte pentru 40 de zile. Și ei spun lui Aaron, fă-ne un Dumnezeu. Pentru ei un Dumnezeu era un chip cioplit, un chip turnat. Ceva care să-l vadă, să se închine înaintea lui. Și Aaron le-a făcut un vițel de aur după ce știau ei din Egipt. Pentru că ei nu aveau încă nicio organizare, nicio formă religioasă, nicio formă de conducere.
Și aici la de închinare, și aici la muntele Sinai, șederea lor lungă la Sinai a fost în sensul acesta foarte avantajoasă. Într-un fel, din cauza asta, Dumnezeu i-a ținut pentru mai mult timp, o perioadă mai lungă aici. O să vedeți dacă citiți prin toate aceste versete că atunci când ei au intrat în pustie, încă începând dinainte de trecerea Mării Roșii, a apărut acel stâlp de nor care era ziua înaintea lor și călăuzea și acel stâlp de foc luminos care era noaptea deasupra taberei și îi călăuzea. Și ori de câte ori stâlpul acela mergea înaintea lor, ei mergeau. Ori de câte ori se oprea, se opreau. Și cât timp stătea stâlpul de nor sau de foc, stăteau și ei. Și aici, la muntele Sinai, a stat pentru un an de zile. Și Dumnezeu, în timpul acesta, le-a dat aceste legi și le-a dat această organizare acestui popor de sclav, care acum erau liberi și trebuiau să știe ce vrea Dumnezeu de la ei, cum să se poarte și ce să facă, cum să se închine. În capitolul 20 începe Dumnezeu să le dea explicit această lege și ea este numită, o numim aici Decalogul, cea din capitolul 20, Decalogul. Decalogul, Deca înseamnă 10. Și vedeți aici de la cele 10 cuvinte sau cele 10 porunci. De data aceasta, materialul acesta nu m-am mai completat aici și va trebui să urmăriți ceea ce vă spun. La punctul A avem aici a cincea dispensație. Începe aici. A cincea dispensație începe aici. Sau perioadă. Dispensație înseamnă o perioadă. A cincea dispensație sau perioadă începe aici cu legea. Care au fost celelalte patru în calendarul lui Dumnezeu? Am învățat despre acest termen, dispensație sau perioadă. Dumnezeu rămâne același, dar se raportează la oameni și are diferite cerințe în diferite perioade de timp. Prima a fost inocența în grădina Edenului înainte de păcat, apoi a fost căderea în păcat, apoi a fost potopul, apoi a fost guvernarea umană, după potopul lui Noe, Dumnezeu a dat legi pentru o guvernare umană, a dat un fel de lege pentru anumite pedepse și acum avem această perioadă care este numită legea. Și această perioadă va continua până la cruce, până la calvar. Și acolo va începe a șasea dispensație, o altă perioadă în care ne aflăm noi astăzi. Cum se numește aceasta? Harul. Harul. Noi suntem, trăim în perioada sau dispensația Harului. Dar înainte de perioada noastră, de aici, de la muntele Sinai, de la Moise și până la crucea de la Calvar, a fost dispensația sau perioada legii. Legea. Da. Și Apostolul Pavel spune că noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub Har. Da. Legea a fost dată prin Moise, spune Evanghelistul Ioan, dar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Iisus Hristos a inaugurat această perioadă a Harului, acest nou legământ al Harului, dar vechiul legământ, perioada legii, a fost dată prin Moise. Bun. Avem aici legea pentru popor, legea civilă. Dă instrucțiuni specifice despre diferite relații ale omului în fiecare zi. Atât relații spirituale, cât și relații în societate, relații sociale. Această lege reprezintă standardul moral al lui Dumnezeu pentru om. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi ce este bun pentru Dumnezeu, ce este satisfăcător pentru Dumnezeu, dacă vrei să știi ce îl mulțumește pe Dumnezeu, atunci trebuie să te raportezi la această lege. Da. Puteți să vă gândiți și în felul acesta. Această lege este ca și o oglindă. În oglindă te uiți să vezi dacă totul este în regulă sau dacă este ceva defect. Așa era această lege. Te uiți în ea, este oglinda lui Dumnezeu. Să vezi dacă totul este în regulă din punctul de vedere al lui Dumnezeu cu tine, sau este ceva defect. Și acolo unde viața ta nu corespunde cu legea, acolo este ceva defect. Deci,
Această lege este standardul moral al lui Dumnezeu pentru om. Și ea are diferite aplicații. Se referă la administrarea dreptății, a justiției, la drepturile de proprietate, are reglementări ale drepturilor de proprietate. Se referă la pedepsirea călcătorilor de lege, a criminalilor. Și se referă la multe relații dintre persoane, interpersonale. Sunt toate reglementate aici, în această lege, spune în Pentateuch. Pentateuch înseamnă cele cinci cărți ale lui Moise. Cele cinci cărți, sau ele mai sunt numite ca și întreg, legea. Da? Toate primele cinci cărți din Biblie sunt scrise de Moise și se mai face referire la ele ca și legea sau Pentateuch. Bine, hai să vedem acum cele 10 porunci. Punctul B. Cele 10 porunci. Ele sunt cu privire la Dumnezeu și cu privire la om. Cu privire la Dumnezeu avem de la versetul 1 în capitolul 20 și până la versetul 11. Haideți să le rog pe rând dacă puteți să citiți și să citim împreună. Prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dacă poate cineva să citească versetul 3. Versetul 3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Da, exact așa. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Hai să spunem împreună. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aceste 10 porunci le avem scrise și pe acele două plăci de piatră în spate pe peretele de acolo. Această primă poruncă vorbește despre unitatea lui Dumnezeu și ne ferește de a ne închina la mai mulți zei, ceea ce se numește politeism, mai mulți Dumnezei. Deci, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, ferește unitatea lui Dumnezeu de politeism. A doua poruncă, hai să spunem împreună, să nu-ți faci chip cioplit. Încă o dată, să nu-ți faci chip cioplit. Da? Doar din material ce scrie. Dacă poate cineva să citească de la versetul 4 până la 6. Până la 6. 6. 5 și 6. Mai. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești pe cel Domnul Dumnezeu tot sunt un Dumnezeu gelos care pedepsește de legiuirea părinților un copil până la a treia și la a patra generație a celor ce mă urăsc și mă dur până la mie generație de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Această poruncă ne ferește natura spirituală a lui Dumnezeu de idolatrie. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor. De aceea, nu trebuie să ne facem tablouri, icoane, înfățișeri ale lucrurilor care credem noi că sunt în cer sau sub pământ, lucruri nevăzute, lucruri dumnezeiești, îngeri, sfinți, alte de lucruri de genul acesta, înfățișarea ale lui Iisus Hristos, al lui Dumnezeu, ale eu știu cui, și să le folosim pe post de icoane care ne păzesc, care ne aduc binecuvântare sau, mă rog, noroc, cum spun unii, și așa mai departe. Dumnezeu interzice clar prin această poruncă toate aceste manifestații. Porunca a treia. Hai să citim din material împreună. Să nu iei în deșert numele Domnului. Este versetul 7, dacă poate cineva să citească versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului în gloriul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cei ce va lua în deșert numele Lui. Această poruncă ferește sfințenia lui Dumnezeu de profanări. Ce înseamnă asta? Ori de câte ori folosești numele lui Dumnezeu, să o faci cu reverență, cu sfințenie, să nu folosești cu ușurință numele lui Dumnezeu. Fie în blesteme, fie în înjurături, fie în vorbe, cum să zic eu, de obișnuință. Of, Doamne! Ai folosit numele Domnului într-un mod necuvincios. Pentru că n-ai vorbit cu Domnul, dar te-o enervat ceva, nu te-o ieșit ceva și ai zis imediat ceva de numele Domnului. Să nu luăm numele Domnului
în deșert. Să nu folosim cu ușurință numele Domnului, ci să folosim așa cum se cuvine. Porunca a patra, hai să citim împreună. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Această poruncă ferește închinarea înaintea lui Dumnezeu de secularism, adică de obiceiurile seculare ale lumii. De la versetul 8 până la versetul 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua a 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu-ți faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vita ta, nici străinul care este înăuntru porților tale. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Dar în ziua a 7-a s-a odihnit, de aceea Domnul a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Adică a separat-o de celelalte, a pus-o deoparte. O zi de închinare, o zi sfântă. Și ziua aceasta mai este numită o zi de odihnă. Dumnezeu vrea să ne învețe acest principiu al odihnei. Este împotriva lăcomiei omului. Este împotriva distrugerii pământului și resurselor lui. Este împotriva materialismului. Este împotriva lipsei de închinare înaintea lui Dumnezeu și împotriva îngrijorărilor. Hai să lucrăm, să lucrăm, să lucrăm, să lucrăm, să lucrăm. N-avem timp de biserică, n-avem timp de Dumnezeu, n-avem timp de cititul Bibliei, n-avem timp de aia, n-avem ce să mâncăm la iarnă, trebuie să punem deoparte, trebuie să punem, trebuie să strângem, trebuie să ridicăm. Dumnezeu ne oprește din când în când. Da? Gândiți-vă și la ciclul acesta de 24 de ore. Ce credeți? Dacă Dumnezeu ar fi lăsat 24 de ore numai ziua? Da? Observați ce face omul acum. Schimbul de noapte. Nu? Avem electricitate, avem de toate. De ce să stea fabrica? Facem și de zi și de noapte, și de zi și de noapte, și de sâmbătă și de duminică. Da? Și creștinul săracul, ce să zică, n-are ce face? Asta e. Dacă nu ne ducem, o să murim de foame. Este greu pentru creștini, dar să știți că nu este imposibil. Nu trebuie să luăm tot ce ne oferă lumea aceasta. Trebuie să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăim prin credință, trebuie să ne mulțumim. Eu cred că dacă Dumnezeu ar fi făcut ziua și noaptea cum fac oamenii schimburile acum, 12 cu 24, 12 cu 48, da? Ce ziceți? Dacă ar fi făcut Dumnezeu așa? Da? S-ar fi făcut 48 de ore de lumină, 12 de întuneric pentru somn. Iar nu știu că oamenii ar fi, e bine așa. N-ar fi dormit deloc în alea 48 de ore, continuu, continuu, la lucru, la lucru, la lucru, la lucru. Dar Dumnezeu zice nu. Ne dă întuneric ca să nu putem să lucrăm, dar omul acum a inventat electricitatea, nu? Are far pe tractor și în față și în spate, noaptea se ară bine, da? Și așa mai departe. Păi credem noi că Dumnezeu nu putea să ne lase lumină și noaptea dacă vrea să lucrăm? De ce credem noi că ne-a dat Dumnezeu noaptea? De ce credem noi că Dumnezeu ne dă o zi de odihnă? Pentru că trebuie să facem așa. Trebuie să ne oprim din alergătură. Trebuie să ne oprim din lăcomie. Trebuie să ne oprim din a distruge tot ce este în jurul nostru și din îngrijorările noastre trebuie să ne oprim și trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și iată această poruncă. De asemenea, această poruncă are este o umbră pentru odihna care vine în Hristos. Acea odihnă nu numai de o zi, ci acea odihnă de 7 zile din 7. Acea odihnă în Hristos. Nu ne îngrijorăm nici lunea, nici marțea, nici miercurea, nici joia, pentru că sufletul nostru este în mâna Domnului. Cetățenia noastră este în ceruri. Fie că ai câștigat mult sau ai câștigat puțin, ești liniștit. Ai o odihnă. Următoarele 6 porunci sunt cu privire la oameni. Porunca cinstea, a cincea, hai să spunem împreună, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ferește reprezentările lui Dumnezeu de ireverență, adică nerespect. Ce vrea să spună asta? Vrea să spună că părinții sunt imaginea lui Dumnezeu pe pământ pentru copii.
Așa cum un copil învață să-și respecte părinții, acesta este respectul pe care îl are față de Dumnezeu. Duminica aceasta am fost la acel serviciu de binecuvântare și am predicat din această poruncă. Ea este reluată în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 6. Se spune acolo, este prima poruncă însoțită de o promisiune. Dumnezeu îți va lungi zilele pe pământ. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Citește pe cei mai mari pe care Dumnezeu îi pune peste tine. La început sunt părinții și apoi, rând pe rând, Dumnezeu pune pe alții. Cinstește pe mai mari tăi. Pentru că Dumnezeu te va binecuvânta. A șasea poruncă, hai să citim împreună, să nu ucizi. Versetul 13. Ferește viața umană de crimă. Dumnezeu este pentru viață. Dumnezeu protejează viața. Asta vorbește împotriva crimei, împotriva avortului, care este o crimă, împotriva lovirii celui nevinovat. Să nu ucizi, să nu atentezi la viață, pentru că viața este însăși suflarea lui Dumnezeu. Este chipul lui Dumnezeu în om. Apoi porunca a șaptea, să spunem împreună, să nu prea curvești. Versetul 14. Să nu comiți adulte. În traducerea noastră. Același lucru. Să nu prea curvești. Această poruncă păzește familia. Vedeți care sunt valorile lui Dumnezeu? Cum am spus, această lege este standardul moral al lui Dumnezeu. Ce prețuiește Dumnezeu? La ce ține Dumnezeu? Dumnezeu ține la închinare. Dumnezeu prețuiește ziua de odihnă, de închinare. Dumnezeu ține la viață. Dumnezeu ține la respectul față de mai mari tăi. Dumnezeu prețuiește familia. De aceea spune să nu comiți adulter, să nu prea curvești căsnicia, căminul. Porunca 8-a, hai să spunem împreună, să nu furi. Să nu furi. Dumnezeu pune preț pe dreptate, pe justiție, proprietate. Ferește proprietatea de jefuitori. Știți că noi putem să furăm de la Dumnezeu de multe ori. Putem să furăm din timpul lui Dumnezeu, putem să furăm din gloria lui Dumnezeu, putem să furăm din banii lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu furi. Porunca nouă, hai să spunem împreună, să nu mărturisești strâmb. Ferește caracterul de degradare. Dumnezeu prețuiește adevărul, să spui adevărul. Să nu mărturisești strâmb. Și porunca a 10-a, hai să spunem împreună, să nu poftești. Versetul 17 spune așa, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești soția aproapelui tău, nici sclavul, nici sclava lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Să te mulțumești cu ce ți-a dat ție Dumnezeu. Să nu poftești. Știți că atunci când omul se duce la lucru, să muncească cinstit, nu pentru că n-are ce-i trebuie, ci pentru că trebuie să aibă și el ca vecin lui, este tot o călcare a acestei porunci. Această poruncă să nu poftești nu înseamnă numai să iei de la aproapele tău. Dar chiar dacă tu, în loc să te dedici lui Dumnezeu așa cum trebuie, te duci la muncă cinstită, da? Dar de ce? Pentru că n-ai să mănânci, nu ți-a asigur. Da, dar uite ce are vecinul. Îmi trebuie și mie. Știi ce înseamnă asta? Că poftești. Poftești. Chiar dacă n-ai furat. Asta nu este. Este cealaltă poruncă care spune să nu furi. Chiar dacă ești corect, ești drept, ai câștigat cinstit. Dar pentru ce te-ai dus să câștigi asta mai mult? Pentru ce? Pentru că ai poftit. Ai vrut ce ai văzut la alții. Mulțumește-te cu ceea ce Dumnezeu îți dă ție. Iată, acestea sunt cele 10 porunci. Apoi, de la capitolul 21 până la capitolul 24, sunt multe alte legi și reglementări pe care Dumnezeu le dă ordinea socială. Mai jos, te rog.
ordinea socială. Și avem la numărul 1 drepturile persoanelor. Drepturile persoanelor trebuie să completați dumneavoastră aici. Drepturile persoanelor. Litera A. Reglementarea sclaviei. Versetul 5 și 6. Reglementarea sclaviei. Biblia vorbește despre sclavie. Oamenii cred că ceva nu este în regulă aici, nu știu cum să înțeleagă. Dar uitați ce spune aici. Dacă sclavul zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe soția mea și pe copiii mei și nu vreau să ies liber, atunci stăpânul lui îl va duce înaintea lui Dumnezeu și îl va apropia de ușă, de stâlpul ușii și stăpânul lui îi va găuri urechea cu o sulă și sclavul va rămâne pentru totdeauna în slujba lui. Aceasta este imaginea noastră celor care vrem să fim robi ai lui Dumnezeu. Vrem să fim eliberați de păcat, din robia păcatului, dar nu să fim liberi să facem ce vrem noi, ci vrem să fim robi ai lui Dumnezeu de bună voie. Era această lege aici care reglementa lucrul acesta și sclavia nu înseamnă proprietatea unui om asupra altui om. Doar Dumnezeu este proprietar peste toți oamenii, peste viața omului. Dar sclavia înseamnă proprietatea, cel puțin sclavia biblică, așa cum este în Biblie, înseamnă proprietatea unui om asupra muncii altui om. Din diferite cauze, la un moment dat, oamenii erau datori altora și trebuiau să muncească pentru ei și așa mai departe. Trebuiau să aparținea lor, nu viața lor, ci ceea ce puteau să facă ei. Și avem aici un exemplu frumos în care stăpânul se poartă, este de încredere, se poartă frumos cu acest sclav al său, încât sclavul nu mai vrea să iasă de acolo. Și nu mai vrea să fie niciodată eliberat, vrea să rămână pururea acolo. Apoi la punctul B avem legi care sunt date pentru acțiuni întreprinse împotriva aproapelui, de la versetul 12 în capitolul 21. Cel ce va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit negreșit cu moartea, dar dacă nu l-a pândit, ci Dumnezeu l-a lăsat să-i cadă în mână, atunci îți voi hotărâ un loc unde va putea să fugă. Adică dacă îl va omorâ din greșeală, din accident, fără să fi fost intenționat, atunci nu va fi pedepsit cu moarte. Iată aici avem reglementată pedeapsa capitală pentru crimă. Și puteți să citiți celelalte versete. Apoi avem legi pentru pagube aduse datorită neglijenței. Dacă oamenii erau neglijenți și făceau o pagubă altuia, trebuiau să dea înapoi, să răsplătească. Punctul 2. Drepturile de proprietate. Legi pentru drepturile de proprietate. Avem aici la punctul 2. Drepturile de proprietate. Prima parte sunt legi referitoare la furt. De la versetul 1 până la 4, în capitolul 22, legi referitoare la furt. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și este lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Iată legi reglementate sau legi care reglementează aceste situații dintre oameni, aceste situații sociale zilnice. Legea lui Dumnezeu. Această mulțime de oameni nu știau ce vrea Dumnezeu și cum trebuie să facă dreptate. Și iată Dumnezeu le dă legi ca să știe cum să se poarte. De la versetul 17 până la 15 sunt legi cu privire la lipsa de onestitate. Lipsa de onestitate. Atunci când un om avea un animal care obișnuia să strice, să împungă, să facă rău și nu-l ține închis, deși știa și acest animal vatămă pe cineva, dacă omul știa, atunci este vinovat, pentru că nu l-a ținut închis. De multe ori, nu știu cât mai sunt valabile în generația aceasta, dar cu o generație în urmă, sau două generații în urmă, multe din aceste reglementări le găseați peste tot la sate. Oamenii știau despre lucrurile acestea și într-un fel sau altul, chiar dacă plățile nu erau la fel de 5 ori, de 4 ori, dar într-un fel sau altul oamenii trăiau la sat, mai ales pe baza acestor înțelegeri mutuale dintre ei. Și toate și-au rădăcina aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Punctul 3, integritatea personală. Legi despre integritatea personală, la punctul 3.
capitolul 22 și capitolul 23, despre o conduită corectă, de la versetul 16 până la 18. Foarte interesant, nu avem timp să citim toate aceste versete, vă sugerez să citiți, să vedeți. Aceasta este oglinda lui Dumnezeu, ce îi place lui. Dacă un om înșală pe o fecioară nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti negreșit zestrea și o va lua de soție. Versetul 18. Pe vrăjitoare să nu lași să trăiască. Oricine se culcă cu un animal să fie pedepsit negreșit cu moartea. Cel ce aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire. Este referitor la prima poruncă. Să nu mai ai Dumnezei în afară de mine. Și multe, multe alte legi de conduită, de purtare, cum să se poarte în fiecare zi. Administrarea dreptății, justiției comune, capitolul 23, versetul 1 până la 3. Să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să fii un martor mincinos pentru el, să nu urmezi o mulțime ca să faci rău, nici la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea, să nu părtinești pe sărac la judecată. Apoi ținerea sărbătorilor, de la versetul 10 până la 13, timp de 6 ani să semeni pământul și să strângi rodul, dar al 7-lea an să-i dai răgaz și să-l lasă să se odihnească, pentru ca din rodul lui să mănânce săracii poporului, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarul de pe câmp, tot așa să faci cu via și cu măslinii tăi. Vă dați seama ce cere Dumnezeu? Ce ziceți dacă Dumnezeu va cere lucrul ăsta acum? 6 ani să pui în grădină? Și al 7-lea an să trăiești prin credință cu ceea ce ți-a dat pământul până atunci. Da? Și să lași celor săraci, oricum mai iasă din pământ, chiar dacă nu pui. Și să lași animalelor de pe câmp. Da? Iată, Dumnezeu cere să depindem de El. Să depindem de El, nu de cămară, nu de pământ, nu de bani, ci să depindem de El, să trăim prin credință. Ținerea sărbătorilor. Apoi Dumnezeu face promisiuni în capitolul 23 și una dintre promisiuni este prezența sa. Dumnezeu promite că va fi cu ei. Ce mult face prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în casa noastră și în țara noastră, în biserica noastră, Dumnezeu să fie cu noi. Face mult. Și Dumnezeu promite că va fi cu ei dacă ei vor asculta aceste lucruri. Capitolul 23, de la versetul 20 până la 23. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum, să te ducă la locul care l-am pregătit. Fii cu grijă înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este peste el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce voi spune, eu voi fi dușmanul dușmanilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, hereziți, fereziți, cananiți, serviți, epusiți și îi voi nimici. Dumnezeu le promite că va fi cu ei. Și Dumnezeu le promite că îi va binecuvânta dacă ei vor fi loiali lui și nu se vor duce după alți Dumnezei. Și ce zice poporul? Capitolul 24. Poporul se învoiește și acceptă această lege și acest legământ pe care îl propune Dumnezeu. Versetul 3 și 4, capitolul 24, versetul 3 și 4. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Și tot poporul a răspuns într-un glas. Vom face tot ce a zis Domnul. Și Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a deșteptat, dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Noi vom face tot ce ne-a poruncit Domnul. Ce ziceți? Vor putea ei să păzească toate aceste legi? Vor putea ei să fie corecți, să fie drepți? Gândiți-vă dacă ați fi fost dumneavoastră în locul lor. Dacă Dumnezeu v-ar fi pus aceste legi în față. Da? Predicatorul predică și vă spune să nu curvești, să nu minți, să nu furi, să nu poftești, să nu fii lacom, să trăiești prin credință. Și la sfârșit vă întreabă predicatorul, vrei să faci asta? Săptămâna asta o să faci asta? Ce ați zice dumneavoastră? Toată lumea zice da, nu? Dar niciunul dintre noi nu o să putem să păzim asta. Ei s-au angajat cu gura, dar nu vor putea să păzească.
Și Dumnezeu nu vrea să ne angajăm la ce nu putem să păzim. Dar ce vrea Dumnezeu atunci? Să zicem că suntem păcătoși. Să recunoaștem că nu putem să păzim. Să cerem milă și îndurare. Asta vrea Dumnezeu. Și o să vedem asta în relația viitoare, în continuare, în relația dintre Dumnezeu și copiii lui Israel. Cum va fi? Ei, cu mândrie în inimă, au zis, da, noi putem să facem, vom asculta, vom face tot ce va zice Domnul. În timp ce ar fi trebuit să zică, Doamne, ai milă de noi. Cu niciun chip nu putem să ținem asta. Doamne, arată-ne o altă cale, că dacă asta e singura cale, n-avem nicio șansă să fim binecuvântați de tine. Asta trebuia să zică ei și asta a vrut Dumnezeu să învețe și sper ca măcar noi acum, după multe generații, să fim învățați lecția asta și să nu mai avem această mândrie în inimă și să zicem, da, eu pot, eu sunt pocăit, eu fac asta, nu-i nimeni ca mine. Da. Și să cerem milă și îndurare de la Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.